aeroportul Chișinău e adevărat. O să scrie nu aeroportul Chișinău, dar duty-free Chișinău. Nici nu știu unde e nimerit acolo. Nu știu, aia este de la Otar cu raioanele din stânga Nistrului, aceste duty-free cu miliarde, de ajung la un miliard în lesniri. Cine câștigă? Ce câștigă ungureanul Ion de la Nisporeni? Iată din duty-free. De ce românii au lichidat toate duty-free? Dar de ce la noi apar aproape jumătate de țară de duty-free? Și multe, multe alte lucruri. De ce jocurile de noroc sunt atât de populare? Și iată, le se acordă facilități în lesnire. V-am spus, 85 de milioane iată, ani precedenți. Acum ia, iarăși o mulțime de lesnire. Și multe, multe alte lucruri care nu putem să căutăm careva să înconjurăm această